La funeral i-au participat militari din batalionul 26 infanterie din Craiova, la care soldatul era angajat, șef din armata română, autorități, dar și mii de oameni. Înmormântat ca un adevărat erou, Constantin Laurențiu Lisandru a avansat post-mortem la gradul de sublocotenent și a luat rămas bun astăzi de la rude, prieteni și cunoscuți. Un sobor format din nou preoți au oficiat slujba de pomenire în fața catedralei din Rovinari, unde au fost prezenți și foștii colegi ai militarului. Câmpiți cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, deslegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta. Ostașul ucis în urmă cu 5 zile în timpul unei misiuni de patrulare în provincia Zabul a fost înmormântat cu onoruri militare și salve de foc. Trupul neînsufletit al sublocotenentului post-mortem a fost purtat pentru ultima oară pe străzile din orașul natal. Cortegiul funerar, care s-a întins pe aproape 500 de metri, s-a îndreptat spre cimitirul Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul, unde Cătălin, cum îi spuneau cunoscuții, își va petrece veșnicia. Chiar dacă nu l-au cunoscut, peste 2000 de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu eroului Gorjan. Se merită să mergi în Afganistan să-ți riști viața? Nu, mai ales că nu e războiul nostru, așa cred. Să vedem și noi. Credeți că se merită să plece un român în Afganistan? Nu, pentru nimic în lume. De ce credeți că merg totuși ostași români să lupte acolo? Banii. Constantin Laurențiu Lisandru avea 30 de ani și plecase în Afganistan de 3 luni. Azi de dimineață, un alt coleg al militarului român și-a pierdut viața în aceeași locație.